În aula Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu a avut loc astăzi adunarea generală anuală a Casei de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Sibiului. La reședința prezidată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, au participat reprezentanții celor 11 protopopiate din Arhiepiscopia Sibiului și mai mulți membri ai Casei de Ajutor. În cadrul întâlnirii a fost prezentată darea de seamă pentru anul 2015. De asemenea, a fost citit raportul Comisiei de Cenzori, proiectul de buget pentru anul curent și au fost făcute câteva comunicări administrative. Astăzi a avut loc în aula Facultății de Teologie din Sibiu ședința adunării generale a Casei de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu. Lucrările ședinței au fost conduse de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. S-au fost prezentate darea de seamă pe anul 2015, raportul Comisiei de Cenzori și proiectul de buget pe anul 2016. De asemenea, s-au făcut alegeri pentru Comitetul de Conducere al Casei de Ajutor Reciproc și pentru Comisia de Cenzor pentru anii 2016-2020. Cuvântul de încheiere al ședinței a fost rostit de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit, dr. Laurențiu Streza, mulțumind celor prezenți pentru participarea lor la ședință. Scopul Casei de Ajutor Reciproc este acordarea de împrumuturi rambursabile și de ajutoare nerambursabile membrilor săi la cererea acestora în cazuri de înmormântare, boală sau naștere de copii.